Elvira Godeanu, una dintre marile actrițe din România, s-a stins din viață la 3 septembrie 1991, fiind înmormântată în cimitirul Belu pe ale artiștilor. Marea doamnă a Teatrului Românesc a trăit la Târgu Jiu, iar autoritățile i-au cinstit memoria prin numele dat teatrului din oraș, dar și prin dezvelirea unei stele pe ale artiștilor. Autoritățile spun că momentul este unul de responsabilizare a celor care trebuie să îngrijească de tot ce a lăsat în urmă marea artistă. Pentru noi este foarte important că după zeci de ani, rămășițele marii actrițe care a dat-o Târgu Jiu, Elvira Godeanu, se întorc acasă, la Târgu Jiu. Autoritățile locale au fost alături în acest demers și cred că de acum încolo avem o responsabilitate în plus pentru a cinsti memoria celui ce a fost Elvira Godeanu. Foarte mult conștiința m-a făcut și n-am avut somn și am și slăbit vreo câteva kilograme. Cum să facă pe tanti să o aducem aici la noi, având acest teatru Elvira Godeanu. După aceea, organele puterii locale cu teatru Elvira Godeanu și alte personalități au stabilit să facă și Aleea Stelelor. E, aleea aceasta a stelelor din centrul municipiului o are și pe tanti Elvira Godeanu. Deci, iar un aspect, alt aspect. Ce strângere continuă de inima! Elvira Godeanu a fost o cunoscută actriță de film și teatru, a interpretat roluri extrem de importante, printre cele mai cunoscute fiind cele jucate în piesa de teatru Scrisoare pierdută sau în filmul Ciulandra. În plan artistic, reînhumarea, reîmpământenirea Elvirei Godeanu la Târgu Jiu echivalează cu ceea ce în plan istoric a însemnat reînhumarea osemintelor Ecaterinei Teodoroi. Locul în care a fost reînhumată va deveni un loc de pelerinaj. Am vorbit deja cu ambele autorități ca în cursul anului viitor la mormântul Elvirei Godeanu să existe un bust, să se facă un monument funerar. De-a lungul vieții, artista a primit numeroase premii și distincții, printre care amintim meritul cultural clasa 1 acordat de regele Mihai I al României, dar și titlul de artist emerit acordat în anul 1956 de Prezidiul Marii Adunări Naționale.